La noapte cerul va fi variabil spre mai mult senin, except în zona Carpaților Oriental și a Carpaților de Curbură, iar în primele ore ale intervalului și în sud-estul țării, unde vor fi unele norări și pe spații mici, trecător precipitații slabe. Acestea vor fi sub formă de ninsoare la munte, în timp ce în zonele joase de relief va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și 3 grade, ușor mai coborâte în depresiuni. În capitală, cerul va fi variabil, cu unele norări în primele ore ale intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 1-2 grade. Mâine, valorile termice vor continua să se situeze în jurul celor climatologic specifice datei. Cerul, variabil în primele ore ale intervalului, se va înnora treptat la început în vest, nord-vest și în centru, precum și în zonele montane și submontane aferente, apoi și în restul teritoriului. Doar izolat și trecător, la munte se vor semnala precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană, în special la altitudini mari. Temperaturile maxime, ușor mai ridicate decât cele înregistrate în ziua anterioară, vor fi cuprinse între 5 și 12 grade. În capitală, regimul termic va fi caracterizat de valori normale pentru această dată. Cerul variabil în prima parte a zilei se va înora treptat, însă probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 10-11 grade. La munte, temperaturile vor marca o creștere ușoară față de ziua precedentă și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă a anului. Cerul, variabil în primele ore ale intervalului, se va înora treptat la început în masivele vestice, apoi și în restul zonelor. Doar izolat și trecător, se vor semnala precipitații slabe, mai ales sub forma de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste.